Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis marți să mențină pedepsa primită de Elena Udrea în prima instanță și să o condamne definitiv pe Elena Udrea, aflată în prezent în Costa Rica, la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute. Tudor Bravo a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, Dragoș Botoroagă la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul secretar general în MDRT Gheorghe Năstasiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. În același dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Ștefan Lungu, a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Naționale de Investiții, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare. Pe de altă parte, fostul ministru Ion Ariton a fost achitat pentru infracțiunile de participație improprie la abuz în serviciu și folosirea influenței. Elena Udrea a anunțat pe 17 februarie că se află în Costa Rica, iar în aprilie fostul ministru transmitea că ar avea statut provizoriu de refugiat politic din 21 martie și că una dintre obligațiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. Ea a declarat că este însărcinată fiind logodită cu tatăl copilului. De asemenea, Rubel Obreja a fost condamnat marți la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitivă. Potrivit deciziei magistraților în altei curți de casație și justiție, Rubel Obreja are de executat 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute pentru complicitate la luare de mită. În aceeași cauză, judecătorii au admis o solicitare a fostului președinte a Federației Române de Box, iar acuzațiile de evaziune fiscală au fost desființate. Fostul președinte al Federației Române de Box, Rubel Obreja, a fost condamnat în prima instanță la 4 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și 3 ani pentru încă o infracțiune de evaziune fiscală. Instanța contopind pedepsele și dispunând o pedepsă de 5 ani de închisoare cu executare.